Un grup de peste 40 de angajați ai Brigăzii de Poliție Fulger a semnat o declarație prin care denunță abuzuri și ilegalități din partea noii conduceri a Inspectoratului General al Poliției și a Ministerului de Interne. Ofițerii Fulger au publicat o scrisoare deschisă trimisă conducerii țării și instituțiilor media în care descriu situația actuală din brigadă. Suntem nevoiți să rupem tăcerea. Instituția noastră este una dintre cele de elită ale Ministerului Afacerilor Interne, care în prezent se confruntă cu un val de presiuni și destabilizări create intenționat, având drept scop preluarea conducerii de către alte persoane, se arată în declarația angajaților. În scrisoare se menționează că actualului comandant al Brigăzii Fulger, care deține această funcție din 2019, i s-a cerut să plece pentru că nu face parte din echipa nouă. În declarație se mai spune că a fost amenințat și psihologul de la Fulger, care a inițiat un sondaj intern privind capacitățile actuale de lucru ale echipei. Totodată, cei peste 40 de angajați ai brigăzii susțin că sunt amenințați de fostul comandant, care susține că are pârghii și influență în cadrul conducerii Ministerului de Interne și la Procuratura Generală, iar cei care nu se vor conforma și nu vor depune declarații împotriva actualului comandant se vor alege cu dosare penale. Prin intermediul acestei scrisori, ofițerii cer întreprinderea tuturor măsurilor pentru a nu admite abuzul de putere și cel de serviciu din partea structurilor de conducere ale MAI. Cerem stoparea intimidărilor față de angajați prin demararea unor anchete de serviciu fără temei. Cerem efectuarea unor vizite unde să participe reprezentanții puterii de stat și președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate, se arată în finalul declarației. Autoritățile responsabile au fost contactate de reporterii noștri. Am fost anunțați că reacțiile vor fi oferite ulterior. Precizăm că în ultima perioadă apar tot mai multe plângeri din partea reprezentanților structurilor de forță. Recent a fost publicată scrisoarea deschisă a unui grup de ofițeri ai Armatei Naționale, iar săptămâna trecută mai mulți angajați ai Poliției de Frontieră au transmis un mesaj prin care acuză actuala conducere a instituției de intimidare și abuzuri.